Oltul a fost reprezentat în premieră la Târgul de Turism al Olteniei de mai multe instituții din subordinea administrației județene, dar și de Centrul de Informare Turistică din Caracal. Au participat Școala Populară de Arte și Meserii Slatina, Muzeul Județean Olt, Ansamblul Folcloric Profesionist Doina Oltului și Ansamblul Folcloric Romanați. Standul județului a fost animat cu demonstrații de meșteșuguri, cântece și dansuri autentice, nelipsite fiind și albumele și pliantele de promovare a frumuseților județului nostru, dar și primul traseu turistic din Câmpia Română. Priante, um, prin care s-a încercat promovarea romanațiului, um, noi ne-am promovat muzeul, meșterii populari care au clase externe um, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Slatina au venit cu demonstrații practice, um, au venit cu obiecte pe care ei le lucrează, s-a încropit o mini-expoziție etnografică. Um, Liceul tehnologic din Izvoare, care are o clasă de alimentară, de alimentație publică, a venit la stand cu produse de panificație și citronadă făcută de copiii de acolo de la liceu. Demonstrațiile meșterilor Ștefan Truică, Radu Vasile, Alexandrina Olguța Filip au impresionat publicul vizitator la fel de mult ca artiștii ansamblului profesionist Doina Oltului. În cele trei zile ale târgului, iubitorii de folclor care au trecut pragul au putut descoperi, prin intermediul cântecului și al tradițiilor, talentul și frumusețea zonei oltromanați și au aflat despre primul itinerariu din județ. Am avut un stand foarte, foarte bine um, aranjat. Um, pot să spun că era cel mai, uh, cel mai bogat stand prin oferta pe care noi uh, am prezentat-o acolo. Um, Având în vedere că este prima participare a județului Olt la acest târg, pot să spun că am avut cel mai mare impact asupra publicului. Din păcate, nu au fost chiar atât de mulți operatori de turism și nici foarte un public atât de numeros pe cum ne am fi așteptat. Târgul de turism al Olteniei s-a desfășurat la finele săptămânii trecute la Craiova, în incinta centrului multifuncțional. Manifestarea s-a aflat la a treia ediție.